Salut, eu sunt Gicu. Experimentul nostru cu ananas continuă. Am plantat ananas în apă ca să facă rădăcini la începutul lui septembrie și acum a făcut doar o rădăcină în tot acest timp și să vă arăt. În acest video îl vom planta în pământ, că deja este destul, nu mai are șansă să facă altă rădăcină. Uite, aici a făcut o rădăcină mică. Nu știu, se va prinde, văd că este verde încă și vom vedea cum se va prinde sau nu. Ia uite, rădăcina. Vom vedea care este soarta lui. Hai să o punem în pământ. Deci putem observa că doar a făcut o rădăcină mică, iată aici, și în altă parte nu este, numai aici. Probabil a fost frig și nu s-a dezvoltat rădăcinile și numai o rădăcină se chinuie și n-a făcut. Restul deja, dacă a stat prea mult în apă, deja aici nu mai face rădăcini, nu știu. Nici nu putrezește, nici rădăcini nu face. Deci îl plantez în pământ și vom vedea. Uite cum arată. Deci s-a putrezit vârful, adică uite cum este. Dar poate va ieși de aici ceva, nu știu, vom vedea. Asta este experiment. Deci îl voi planta în acest ghiveci, iată, uitați-vă, la fundul ghivecilor am pus ceramică pentru un drenaj bun. Se poate depus petriș, mai multe chestii. Eu am găsit ceramică pentru că altceva nu am găsit, că afară e zăpadă. Deci sol, aici conține compost plus nisip și poate am pus puțin și substrat universal, e foarte drenabil. Și îl vom pune în acest ghiveci. Și acum trebuie să punem ananasul aici și vom vedea. Deci îl punem în pământ atent și vom vedea, poate rădăcina aceasta se va dezvolta. Uite cum arată, v-am mai arătat odată. Și îl pun aici așa atent. Îmi fac puțin așa gaură aici. Așa stup cumva. Trebuie să mai pun pământ că nu ajunge. Deci eu voi pune, pun la pauză. Este aproape gata. Și eu sper că el să se prindă. Îl voi uda peste vreo săptămână. Nu vreau să-l ud acum, că mă tem să nu putrezească ceva. Arată destul de frumos plantat în ghiveci. Sper să se prindă și vom vedea dacă se va prinde. Voi filma mai departe. Uite, frunza s-a păstrat încă verde. Asta cred că este bine. Dar mai departe vom vedea. Dacă nu se va prinde, voi mai cumpăra un ananas, voi mai încerca. Dar la primăvară când va fi cald. Pentru astăzi gata, vă mulțumesc pentru vizionare, lăsați un like, distribuiți acest video și abonați-vă la canal și la al doilea meu canal, China Show, cu colete din China Review Unboxing. Deci, o zi bună! Ciao!